Zi de bucurie astăzi la grădinița cu program prelungit numărul 12 din Iași. Copilașii împreună cu părinții și cadrele didactice au sărbătorit Festivalul Toamnei, prilej cu care au fost organizate activități interactive, cântece, dans și voie bună. De asemenea, părinții împreună cu micii prichindei au pregătit bucate specifice toamnei, care vor ajunge către centrul de zi pentru persoanele vârstnice din cadrul parohiei Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt din Iași. Muzică, dans, recital de poezie și multă voie bună. Așa au petrecut astăzi copilașii înscriși la grădinița cu program prelungit numărul 12 Iași, cu ocazia Festivalului Toamnei, organizat de cadrele didactice. Astfel, fiecare prichindel a creat o operă, fie culinară, fie plastică, cu tematică de toamnă. Am făcut un tablou cu un bucătar. Și câți ani să faci? L-am făcut cu mami. Aici sunt fasole. Așa. Aici sunt grăunțe. Aici e orez. Aici sunt alte fasole. Am pictat cu mama un minion. Și am pus niște frunze aici. Aceasta este prima ediție a Festivalului Toamnei, care s-a desfășurat la grădinița cu program prelungit numărul 12. Este o activitate inedită, este vorba de un primul festival din acest an școlar, Festivalul Toamnei, care face parte dintr-o serie de 4 alte festivaluri. Va urma, bineînțeles, Festivalul Iernii, al Primăverii și al Verii, care vom încheia și anul școlar. Acum, aici, ne-am adunat în curtea interioară, în grădina care trebuie să fie o grădină senzorială, pentru a celebra toamna și produsele specifice ei. Eu am fost surprinsă de gradul de implicare al părinților și al doamnelor educatoare și al celorlalte unități participante, în sensul că m-aș fi așteptat să fie cumva mai de mici dimensiuni, având în vedere că toată lumea se plânge în zilele acestea de lipsa timpului. Însă, într-o săptămână s-au mobilizat foarte mult și, după cum vedeți, produsele sunt inedite. Bucatele pregătite de către părinții vor ajunge la un centru de zi pentru vârstnici. Vrem să creăm o legătură între generațiile mici și bătrânii, de aceea tot ce se adună în cadrul acestui festival vor fi donate către un centru de vârstnici încadrat în parohia Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt, sub îndrumarea părintelui paroh Doroșincă. De asemenea, organizatorii își doresc ca proiectul să ia amploare la nivel național. Și sperăm să fie un proiect de viitor pe care vrem să-l dezvoltăm și la nivel județean și chiar și național. Le mulțumim tuturor și mulțumim în mod special părinților care ne-au fost alături și fără de care n-am fi putut realiza acest proiect.